Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Bucovina Retrospectiv, ediția din 2 martie. În platou se află domnul Tiberiu Avram, redactor și șef la cotidianul Monitorul de Suceava. Un alt subiect din acest ziar, cabinete și laboratoare rudimentar dotate în unitățile de învățământ din județ, scrie Adelina Tălpalariu. Vizitele și inspecțiile inspectorilor școlari suceveni în instituțiile de învățământ din județ din decursul primului semestru al acestui an școlar s-au soldat cu câteva concluzii nu tocmai favorabile. Laboratoare și cabinete minim dotate cu materiale achiziționate de profesori, tehnică IT uzată și așa mai, săli și terenuri de sport insuficiente. Da, parcă am descoperit acum acest lucru. Nu, facem ședințe ca să constatăm ce? Că n-am evoluat sau că situația e mai rea și atunci ce facem? Da, e o știre interesantă, dacă ați fi urătăcioși, aș spune ea. Și adică care e știrea? Pentru că e de ani, de ani de zile aceeași poveste, cum ai zis tu, fac vizite inspectorii școlari, suceveni, bun, da. Nu e vina lor, da? Bun, asta e procedura, probabil. Da, asta e procedura. Fac vizite... Se întrunesc, da? Bun, la începutul prezintă situația, o trimit la București și peste 2 ani mai faceți niște vizite. Adică această situație este adusă la cunoștința tuturor directorilor din, da, de școli din județul Suceava. Care cum să înțeleg că directorii nu știu ce au acasă, ce au, da, la școală? Nu, bun, stai puțin, eu bănuiesc că situația asta e transmisă mai departe la minister. Da, e transmisă o situație în care... prezentate toate ia, bazele materiale începând cu terenul. Ministerul ne ia în seamă, parlamentarii noștri ne iau în seamă, știu, cunosc ba da, problema. Ba da, când iau în seamă informațiile. Bun, și atât. Și atât. Pe de-aia spun că e de ani de zile așa, probabil peste 2-3 ani, repet, nu vreau să fiu rătăcios, dar iar avem experiența anilor care au trecut. Da. Să fac vizite de astea, văd, să constat deficiențele care sunt și din păcate sunt destule. Se trimit rapoarte la București, uite ce ne lipsește din laboratoare de fizică, chimie, biologie, terenuri de, până la terenuri de sport, ce mai erau biblioteci cu fond de carte uzat și altele așa mai departe, ateliere școlare vechi, să trimit statisticele, analizele și gata. Peste 2-3 ani, încă niște vizite. Asta e interesul care l-are... Da. Care l-au guvernanții noștri pentru învățământ și asta... Și de-aia fac, probabil, asta program de guvernare, da, alternativ. Păi, iar revenim la ea cu... Nu, continuăm. Nu, ce să mai zic, când aude cât le pasă de învățământ, mai discuta noi guvernanții. Da, da, da. Atunci, la inaugurarea, la deschiderea unui școlar, toți politicienii sunt la... Da. Unde? La serbările astea? Da. Da? Mulți au plecat de acolo, au uitat după. Și nu numai în municipiul Rășeni de județ. Mai merg și în teritoriu. Se mai roagă de câte un director din teritoriu. Te rog, amână deschiderea festivă a noului an școlar. La ora 12 să ajung, că întâi merg pe la Colegiul Ștefan cel Mare. Da, sau, mă rog, da. Și aici, eu nu mă refer la primar, pentru că primarii, de bine de rău, indiferent că din municipii, de orașe, de comune în județ, cel puțin știm de experiență, să implică, ajută, de la buget, cu ce pot ajută școlile. Da. Problema e puțin mai sus, de la nivelul Parlamentului și încolo. Da? Da. Unde nu există, sau bunii fac demersuri, avem și noi parlamentari care au făcut demersuri pentru dotarea unor școli, pentru obținerea unor fonduri, dar per total vorbesc de clasa politică, e dezinteresată de... Da. Hai să luăm milioanele alea, că uite, n-am vorbit azi de... Despre? Milioanele alea din șpagă, din... Așa, cât așa, se făceau coale da. În școli, știi? Da. Continuăm, revenim la Consiliul Local Suceava. Deliberativul nostru, drag. Amenajarea gratuită a unui teren de tenis de către Dedeman, blocată de Consiliul Local Suceava. Aleșii locale suceveni au reușit din nou performanța de a-și da cu stângul în dreptul, blocând un important proiect prin care municipiul Suceava urma să beneficieze gratuit de un modern teren de tenis. Acesta urma să fie amenajat de compania Dedeman pe un teren de aproape 1200 de metri pătrați, situat în incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. Nimic. Nu s-au înțeles. Au mai Nu, aici
situația puțin mai complicată. Am terenul respectiv. Nu, lasă-mă să ți explic, da, dacă da, ai răbdare. Da. Terenurile astea de sport ale școlilor și terenurile din jurul școlilor sunt ale primăriei. Da? Și sunt date școlilor prin contract de închiriere. Bine, sunt niște contracte simbolice de așa. Iar școlii pot să dispună de ele, evident, pentru copii, pentru a le subînchiria, pentru a aduce niște bani bugetului fiecărei școli. Contractele respective au expirat pe 31 decembrie 2014. Da? Uh-huh. Deci toate contractele. Bun, la ora, acum, cu o lună, două, nu cred că zice nimeni nimic. Uh-huh. Dacă... problema e, în ședința asta, practic trebuiau prelungite contractele. Aceste contracte. Da. Dar trebuiau prelungite aceste contracte pe 5 ani, așa cum se făcea până acum. A apărut însă o mai veche propunere, mai veche de anul trecut, a liberalilor, în esență foarte bună, ca toate școlile să pună la dispoziția elevilor pe timpul vacanțelor da, terenul de sport. Da. Pentru ca elevii să facă, să aibă unde face sport. Deci măsura, propunerea mi se pare foarte da, bună. Da? Și atunci domnul Doroftei am înțeles că a propus având în vedere da, respectivul proiect chiar hotărâri de Consiliul Local care a devenit cel cu terenul de sport că școlile care nu acceptă să pună la dispoziția copiilor terenul de sport la aceste școli închirierea să facă numai pe câte un an. Uh-huh. Închirierea terenurilor da, aferente. Amendamentul a fost admis de către consilier, dar proiectul de hotărâre pe ansamblu nu a fost votat. Da? Uh-huh. În proiectul ăsta a intrat, adică nu a fost votat, nefiind votat, nu s-a putut vota nici realizarea acestui teren, pentru că Dedeman, Simona Halep a făcut un contract de sponsorizare cu Dedeman și s-au angajat ca la fiecare nou magazin construit într-o localitate să facă și un teren de tenis. Cum da, faci un nou magazin da, de demanul în Suceava, spre Bătugeni, da, atunci trebuie să facă un nou teren de tenis, cum s-au da, angajat. Dar nu pot face, dar pentru a face terenul de tenis la Colegiul de Industrie Alimentară, Colegiul de Industrie Alimentară trebuie să dețină terenul. Închirie da, măcar, dar nu da, deține pentru că hotărârea aveți. E complicat. Acum, revenind la hotărârea, acea hotărâre de Consiliul Local, care în principiu e foarte bună, cu închirierea, punerea la dispoziția terenului de sport de la școli către, pentru copii în timpul vacanțelor. Deci, în principiu e foarte bună, numai că eu am vorbit în vacanța... Se referă la terenurile în aer liber, da? La terenul în aer liber, da, da, da. Pentru că, vezi, în timpul vacanțelor, școlile da, sunt închise, nu poți intra... Da, așa. Copiii unde se meargă? Stau la calculator, la televizor, la tablete da, și așa mai departe, pe tablete și așa mai departe. Propunerea e foarte bună, însă, eu am vorbit, spre exemplu, cu niște doi directori de școli care au refuzat, nu au spus, au trimis o adresă primăriei în care spun că nu pun la dispoziție din cauza că, sau sunt de acord să pună, dar că, da? Mm-hmm. Și anume, sunt de acord să pună terenul, da, da? Dar că solicită să fie un gardian public acolo, un polițist comunitar. Dar ei nu au paznic. Bun, este paznic la școală. Mm-hmm. Paznicul stă la școală, a intrat în școală, nu poate sta în spate terenul de sport, da? Pentru că au fost experiențe la alte școli, s-au jucat copiii da, și copiii da, nu mai sunt ca vremea noastră. Noi spărgeam și noi câte un geam la școală, dar absolut accidental. Da. Dar bine, fugeam toți, eu n-am spart. Da, mă rog, mai spărea cineva din grup, dar repet, absolut accidental. Da. Dar acum e o plăcere sau un gest de ăsta de bravură, așa, bă, când scrii pe mergi da, cu vopsea pe școală sau nu știu ce. Și atunci la școală s-a solicitat. Iar zic, absolut normal oare cumva, domne, am vrea să fie un polițist comunitar acolo pe teren, să păzească tot timpul. Da? Da. Să păzească, să nu se distrugă bunurile școlii, să nu se întâmple un eveniment nedorit. Da? Și au fost câțiva directori care au spus, da, suntem de acord, dar cerem asta, pentru că da, da? Primăria nu a putut să le pună la dispoziție, nu știu, nu are bugetul sau nu era prins în buget, niște polițiști comunitari în plus pentru a sta pe terenul de sport. Da, și atunci nu a... De aia zic și asta, cu sancționarea, școlilor, cu sancționarea școlilor care nu da, acceptă, și aici trebuie gândit, pentru că sunt anumite da, discuții și aici. Da. Înțelegi?
Am înțeles, vom vedea cum vor scoate domnii până la urmă, vor ieși din această situație. Nu mai insistăm pe societatea de termoficare. Am sesizat, bine, de mult îl citesc, un editorial am ales astăzi, de fapt am două, Vaccinul, Cardul și Ignoranța. Dar de când citești un editorial? Nu, zic... Au o rubrică, vezi? O rubrică. Da, credeam că de mai mult vreme citești un editorial. Nu, și nu l-ai terminat încă. Nu-i, cum să spun eu, nu-i romanul Cei trei mușchetari, să-l citesc de 30 de ori, da. Dar totuși scritură plăcută, abruptă, dar chestiunile sunt spuse direct și chiar la modul profesionist. E vorba de doctorul Florin Haidamac, da? El are o rubrică, nu găsesc acum, n-are rubrică în monitorul, dispensarul SF, da. În ziarul de sâmbătă. Da. Eu zic că a făcut o observație corectă asupra acestui... Da, observ în practica de zi cu zi, în discuțiile cu alți colegi, în mediul online, un derapaj foarte grav, după părerea mea. Anume acela că persoane total nepregătite își permit să-și dea cu părerea în chestiuni ce țin de domeniul medical. Într-un fel, da, atrage atenția presei că trebuie domnul oamenii... Să, da, are dreptate. Domnul doctor se referă aici la două aspecte, cel cu vaccinul și cu cardul de sănătate. S-a creat o isterie la un alt nivel, prin serios. Acum, aici trebuie puțin diferențiat. Acum câțiva ani a apărut și o isterie de asta legată de un vaccin, nu mai țin minte, pentru gripa aviară, parcă, sau nu mai știu. Mă rog, era o epidemie de asta prin lume și repede s-a făcut un vaccin. Da? S-a făcut un vaccin care, acum, știi, orice vaccin se face și durează o perioadă de timp, o perioadă, nu știu, câte luni, ani poate, pentru a să... Mă rog, să fac niște verificări, niște probe, dacă e în regulă, dacă nu are efecte secundare și mai departe. Da? Știu că a apărut un vaccin, repede, nu știu dacă cumva la gripa aviară, Nu în fine, hai să spunem că la gripa aviară, nu știu dacă exact. S-au înregistrat niște decese în Statele Unite, în cazul unor persoane care făcuseră acel vaccin, da? Și știi cum, ca de obicei presa, așa, de scandal imediat, pac, acolo au vaccinat și au murit. Ulterior s-a dovedit că respectivele persoane nu muriseră din cauza vaccinului. Da. Aia știrea aia trecută, ca de obicei, orice dezmințire, la etc. Bun, era un vaccin care, chiar și în condițiile astea, în care persoanele respective nu muriseră din cauza vaccinului, era un vaccin care nu a fost suficient testat. Da. Și absolut normal, zic eu, existau suspiciuni. Da? Adică suspiciuni. Anumite rețineri. Bă, nu va vaccinul ăla că nu e suficient testat. Deci, aici, zic eu personal, nu am nicio comentarie. Da? Dar domnul doctor se referă la un subiect mult mai grav. Faptul că foarte multe persoane refuză să-și vaccineze copiii, să facă acea schemă de vaccinuri pe care... Care fac parte din colectivități, grădinițe sau școală, da? Da, acea schemă de vaccinuri pe care toți părinții o știm. Copilul e vaccinat la câteva luni, șase luni, un an, doi ani și așa mai departe. Care, revin, sunt vaccinuri testate, le-am făcut toți și așa mai departe, da? Bun, ce face un vaccin? Practic îți introduci în... Vorbim în termeni medicali, nu putem, nu pricepem. Dar îți introduci în corp, în organism, niște anticorpi, da? Care luptă în momentul în care apare organismul ăla mic care vrea să, de la respectiva boală, anticorpul ăla luptă, îl anihilează. Da? Corect. Cei care nu vor să-și vaccineze copiii, da? Spun lucru care iar adevărat, că este ideal. Și adevărat, este ideal ca fiecare organism să-și creeze singur anticorpi ăștia. Da, asta ar fi nemaipomenit. Și există persoane în cazul cărora funcționează. Persoane care în istorie nu s-au îmbolnăvit de lepră, de ciumă. Aveau probabil anticorpi ăștia. Auzim des persoane, mă rog, care spun n-am fost niciodată bolnav. Da?
sau persoane care se îmbolnăvesc, răcesc și nu au nevoie de antibiotice. Iau citrice de astea și le trece. Bun, au alt sistem imunitar, poate mai puternic, mai... Nu avem toți la fel. Da. Și părea mea că e un risc în cazul în care refuz, repet, nu vorbesc de vaccinurile astea care apare o epidemie, să fac imediat, nu există un vorbim tip suficient de vaccinuri tradiționale. Vorbim de vaccinuri tradiționale, care pentru boli care pot crea complicații sau pot fi chiar fatale, da? Și nu știu, repet, e ideal să nu facem niciun vaccin, nicio injecție, da? E ideal să ne creăm noi, organismul nostru să creeze anticorpi și să n-ai nevoie de nimic. Da. Poți garanta că, poate garanta cineva că, virgulă, copilul lui îi în categoria celor persoane a cărui organism îi creează singur anticorpi pentru poliomelită, pentru nu știu. Nici măcar un medic nu poate, vorba ta. De-aia zic, și au apărut acum, repet, ar fi nemaipomenit să nu facem vaccinuri, injecții și să trăim sănătoși, da? Și au apărut multe persoane, domnul doctor spune de, nu este posibil ca anumite fătuci, a căror singura calitate e aceea că scriu la un ziar sau merg la televizor. Da. Este o redactor, a fost dator la ProTV, o tipă care face o propagandă pentru a nu-și vaccina copiii, spune că nu-și vaccinează. Bun, e riscul ei, dar e riscul copilului. Repet, eu vorbesc încă o dată de vaccinurile tradiționale, care sunt testate, le-am făcut toți. Dar sunt statistici la nivel mondial care demonstrează că anumite boli aproape au fost eradicate. Eradicate, bun, și Doamne ferește, nu știu, îți apare o boală de aia, n-ai făcut. Bun, și mai vorbește un doctor de cardul de sănătate. De ce râs? Da, te rog, Dar de ce râs? Am zâmbit că... Ați adus aminte. Mi-am adus aminte cât tam-tam s-a făcut cu, pe seama cardurilor. Cine le emite, cine le distribuie, ce cară după ele, ce aduc în casă cardurile astea, mă rog. Bun, aici, cum zic eu, există... E un popor poate... vesel și dai seama că se discută pe seama. Ai văzut manifestări și biserica a zis clar că nu contestă cardurile, dar există anumiți, nu știu, habonici extremiști care spun card scris invers înseamnă drac, nu suntem așa. Aceste carduri de sănătate, rolul lor mi se pare nemaipomenit. Da? Noi nu avem la ora actuală un act pe care se scrie, spre exemplu, grupa sanguină. Dar nu mai e. Înainte, Doamne ferește, înainte era pe buletinul, în buletinul vechi. Ajungi la spital, nevoie de o... Bun, acum să fac și rapid pe astea, toate testele. Toate testele, da. Uneori poate vorba de minute cât durează, da? Da. Bun, ai un card... Repet încă o dată, Doamne ferește, ai un accident, ajungi la spital, vede toate bolile care le ai, ce eventual alergii și mai departe. Intervenția e mult mai operativă. Da. Acum, deci rolul cardului mai... teoretic e nemaipomenit. Dar. Partea proastă e că eu, spre exemplu, nu mă încântă cardul ăsta pe mine. Eu nu sunt încântat de cardul ăsta pentru că e extrem de nesigur. Dacă ții minte, inclusiv președintele Colegiului Medicilor, domnul Vasile Sărăsoi, a criticat acest card. Tocmai pentru că e extrem nesigur, Vale. Da? Nu știu dacă ai văzut niște toare de card, ai văzut cum arată? Am văzut la televizor, n-am văzut. Parcă s-a făcut în cizmărie, niște chestii de alea. Nu jignesc cizmare, dar n-au treabă cizmare cu IT-ul. Da? Ori în sistemul ăsta informatic de la noi, nu mai zic la nivel global, ai văzut că ăștia au furat acum, zile trecute, arăta cum furau bani de pe ATM-uri, da? Ai văzut, erau o știri, nu? Da, asta nu știu. Nu, erau o știri, da, deci, nu, asta e reală, nu e inventată. Da. O rețea de asta de hoți care, prin calculatoare, conectate de nu știu unde, nu știu de pistezi. Tu te duceai la rând să stai acolo și așa... Nu, ei spuneau, la ora 23:43, din ATM-ul ăla iese 100.000 de euro și ieșeau bani așa, exact la ora aia. Da? Gândește-te cât e de ușor pentru unul de ăsta să-ți intre pe car, spui că e securizat, în momentul în care îl bagi la doctor, nu îmi spune că nu există asta, când apare Valentin Chidoveț, îi încarcă în fișa medicală una sau alta, sau îi scoate din fișa medicală una sau alta. Deci extrem de nesigur. Da? De asta mine nu mă încântă, pentru că oricine poate să intre, să vadă tot istoricul medical. Bun, ce-l vede, poate n-ai imediat ascuns. Da. Nici dar în momentul în care alegi să fii o persoană publică, atunci deja, sau, bun, deja sau poate să-ți modifice. Da? Da. Sau, îți modifică, îți face, bă, un ești prieten, un prieten, între ghilimele. Un prieten, ai niște boli de astea, nu știu, nu vreau să zic acum, da? Poate faci alergie la, eu știu, la Balgocalmin sau ceva și vin...
scoateți, modifică. Da, bun, poate să și chestii de astea, sau poate să te compromită, îți bagă niște boli de astea care nu știu le-ai avut, niște, mă rog, o grămadă de lucruri. Cardul, și repet, nu spun eu, revin la ce spunea domnul doctor Vasile Sărătoaie, extrem de nesigur astăzi. Deci, eu nu m-aș lăsa, spre exemplu, ora actuală, nu mă bazez pe cardul ăsta, tocmai pentru că oricând poate să-ți intre cineva să-ți facă ca idei, ca principiu, repet, nemia pomet. Dar, din privința siguranței, e zero. Iată că doar un minut mai avem și încheiem emisiunea, un ultim subiect, de fapt tot un editorial, delațiunea o industrie înfloritoare, da, semnat de Sandrinio Neagu, e vorba cu DNA-ul, ce am discutat și noi, deci noi suntem singurii care lucrăm pe acest subiect. Așa, și vreți zic eu. Mult se discută pe chestia, multă turnătorie. Parcă nu știu, lucrează numai cu în sensul ăsta, numai dacă ciripește cineva, poți să lucrezi. Asta e marea problemă. Eu de obicei sunt sensibil și chiar uneori empatizez cu cei, zic, aflați în suferință. Nu face nicio bucurie când văd pe cineva arestat chiar dintre aștia mari. Nu spun astea că vreau să mă refer acum la Elena Udrea, că în jurul ei sunt văzut cele multe povești. Nu mi-a făcut nicio emoție când s-a plâns, să mai spus asta, de condițiile de arest, pentru că știa ce e acolo, a fost la guvernare, știa ce să... Așa. Dar nu pot să nu remarc că dumneavoastră a spus în instanță, dacă eu declar că banii au mers mai sus, mă puneți în libertate? Deci am zis, a spus în instanță cu o întrebare retorică și cu o anumită ironie. Da. Nu, chiar nu mi se pare regulă. Ia DNA-ul, îi reține. Da? Da. Îți pericol public, nu știu ce. Așa. Bun. Oamenii recunosc și după ce au recunoscut... Un supliment trebuie să fie, da? După ce au recunoscut și au spus mai departe că știi, am dat și lui ăla și lui ăla, dar până au făcut un denunț, cum așa, erau pericol public, nu puteau fi fuși în libertate, nu știu. După ce au făcut denunțul, hopa, liber. Nu mai este pericol public. Poți să meargă la areza domiciliu. Da. Da? Am mai discutat. Măsura arestării preventive, bagi omul în arest, e o chestie excepțională. Corect. Da. Până la început, de ce? Până să recunoască, și până, sau mai ales până au făcut denunțul, era pericol public. Ce a făcut denunțul public? Nu, merge arest la domiciliu. Da? Ce să-l trimiți la domiciliu din prima, până la urma urmei. Pentru că, mă rog, aici nu trebuie să interacționeze. Aici e un război psihologic. Da. Adică pe omul ăla din arest îl macină psihologic, pentru că el nu rezistă în arest în condițiile alea. Da? Și atunci, care e? Poate să mintă omul respectiv. Dar evident, poate și să mintă. Da? De asta e riscul. Asta e riscul. Pentru că sunt niște condiții care... inumane pentru oricine, bine, cu atât mai mult pentru ăștia care sunt obișnuiți în lux. Da. Dar condițiile alea sunt inumane pentru orice persoană. Da? Și atunci vorba ta, este și riscul ăsta, poate să mintă. Poate să mintă și spune, uite, am dat bani lui ăla, vrea procurorul, bă, spune și de ăla și de celălalt, spune și să-l scape. Știi? Și aia zic, nu mi se pare normal. Deci nu mi se pare normal principiul ăsta. Până faci denunțul, ești pericol public. După ce l-ai făcut, nu mai ești pericol public. Da? Ai mai dorit să mai adaugi la acest subiect? Chiar? Nu, dar se poate discuta. Aici, cum mai auzeam din astea, iar o abordare chiar iar, foarte interesantă. Uite, și iar o chestie de la Elena Udrea, care, repede, n-am nicio simpatie pentru ea, clar, dar totuși, bun, a spus niște adevăruri. Am mai zis noi, justiția asta televizată. Deci omul până la urmă în instanță deja e condamnată, cel puțin de opinia publică. Dar, pe de altă parte, la noi, procurorul poate să-și prezinte public toate acuzele și tot, bine, pe surs tot timpul. Da, da. Dacă acuzatul își prezintă probele și spune așa, după asta că ai dat din dosar, ia trei matale la arest. Da. Da? E și în echitate, am văzut ieri, parcă, avocata lui asta, de la, care a fost la DICO, lui Bica. Da? Splângea că a fost amenințat, inclusiv de procuror. Că ia vezi că nu știu ce, așa mai departe, că te reclam deci la barof. Deci ce țară trăim până la urmă? Hai să vedem. Uite, asta e un alt element, o parte proastă a sistemului nostru judiciar. În instanță, dacă mergi, judecătorul e undeva sus, deci la masa aia frumos, cum e normal, da? Procurorul e undeva pe aici. Da. Da? Avocatul e jos. Jos, da. Jos. Da. Nu e normal. Deja. Da. Dacă te uiți la americani, avocatul e aici,
acuzatorul rege. Da, el pe picior de egalitate. De egalitate, da. La noi din start acuzatorul e puțin mai sus. El stă pe o treaptă mai jos de judecător. E treapta stalinistă, da. Da, e sistemul stalinist. Totdeauna acuzatorul are un cuvânt mai important și mai greu decât apărătorul. Da. Da? Și de-aia nu poți amenința avocat să plângea avocata aia și mereu niște avocați puțin opoziție le vin în studio, care spuneau că da, s-au făcut și astfel de presiuni de către procurori. Elemente din dosare când apar în presă, e clar că îi pleacă cu știința procurorului. Asta, cine, evident, uite, știi ce m-a... Cine se plimbă noaptea prin arhivele DNA-ului ca să... Eu știu, fotografieze sau să nu, evident că pleacă. Și eu am zis... Nu e greu e greu de oprit? Păi, nu e greu de oprit. Sau măcar să spui, da, domnule, am voie. Atunci, dacă ai voie, are voie și acuzatul să... Păi, aia zic, fă un public, sistem... Sau avocat. Un sistem echitabil pentru toți. Da. Noi, ca presă, ar trebui să fim bucuroși. Da, domnule, ies astea în presă, avem ce scrie, nu știu. Da, dar... Dar dacă te gândești puțin la, la oameni, chiar la... viitorul la mod, băi, în momentul în care, cum am mai zis, îi reținut, i-a închetat deja, într-o mare măsură, e vinovat. Opinia publică o consideră vinovat prin toate acuzele care vin și la care el, repet, nu poate riposta, că dacă ripostează, cum a fost cazul Elenei Udrea, ripostează, stai că ai dat acolo și încalci termenii eliberării condiționați, sau mă rog, arestului judiciar, ia treci mă ta la arest. Nu e normal. Da? Nu e normal. Ori prezinți public, ori cel mai bine nu faci public elementele dosarului. Da? Pentru că nu știi, poate fi influențat judecătorul, poate fi influențat omul datorită reacției cineva opiniei publice. Cineva interesat poate, da, poate să determine reacții publice ca să pună presiune pe judecători sau eu știu mai departe. Nu? Da. Și de asta sistemul ăsta, pornind de la inegalitatea asta între acuzat, între acuzator și apărător, la drepturile care are acuzatorul, da? Și la cât de puțin e drepturile apărătorul în raport cu acuzatorul, deci în raport cu procurorul, nu e normal și în detrimentul celui acuzat. Eu nu vreau să zic, Doamne ferește, că ține apărarea infractorilor, dar sunt și persoane care, doamne, au fost multe cazuri în care au fost achitate, da? În care s-a constatat că nu există probe, că probele au fost fabricate, că martorii au mințit, da? Ce facem cu persoanele astea? Cu persoanele astea care deja au fost supuse oprobului public. Da? Deja le-au văzut, uite bă, și până la ce știi, mă, stai că mituie justiția și așa mai departe. Bun. Și justiția... Probabil că a rămas și fără cariere și așa mai departe. Da, evident, mai ales dacă, cum am zis și noi în monitorul de cazurile care au fost cu dosarele făcute de, complet de vreo unor polițiști. Da. Da? Oamenii deja s-au afectat. S-au afectat carierilor, familiilor. În comunitate. În comunitate. Ei se privesc ca niște paria, știi? Deși sunt nevinovați. N-au făcut altceva decât să-și facă treaba, dar au supărat pe cineva. Da? Și atunci când facem justiție televizată, când, uite, iar un exemplu de stil de asta, prefectul de Suceava a fost, l-a luat DNA-ul la audieri, l-a reținut vineri pe la ora 4, în jur 3 și ceva 4. Da. De ce nu l-au dus la arest atunci? Te întreb. Mm-hmm. Puteau să-l ducă la judecătorii sau la tribunal unde s-a judecat, cu propunerea de arestare preventivă. Era o oră decentă. Da? Nu era 10, 11, noaptea, așa, Putea să-l duc atunci. De ce l-a ținut o noapte în arest? Da. Adică sunt chestii de astea, bă, dacă ești 100% ai bună voință pentru, sau, hai să spun, umanitar. Da. Eu nu vorbesc, repet, am zis la început, cazuri de astea, de oameni care, cum ați exemplare, da? Specimene. Specimene, cum sunt ăștia, violatori, pedofili, care, mă rog, repet ce trebuie făcut. Dar fiecare om beneficiază de prezumția nevinovăției, da? Și dacă pot actul de justiție să-l fac suportabil, da? Domnule, până nu există o hotărâre definitivă și revocabilă, condamnare, așa, omul ăla are prezumția asta de nevinovăție. La noi nu prea există asta, da? Și a dat exemplul ăsta, l-a luat prefect, la 3 ceva, 4, l-au reținut. Păi, du-l atunci la arest, că e o oră acceptabilă, Nu, îl ții în arest 24 de ore. Adică, nu știu, să-l umilești, să-l înjosești. Așa și la ăștia, da? Da. Încă la București. Îi ții acolo în arestul ăla capitale, care, repetăm, a fost sediul fostei securități. Dă seama ce condiții sunt. Omul cedează psihic, vorbește.
Da. Foarte bine că vorbește și spune toți, dar s-ar putea, cum mai este, există riscul, să vorbească, să inventeze, numai ca să scape. Da? Nu, dar inventează la solicitare cuiva. Evident, dar pentru a scăpa, pentru că nu mai rezistă în condițiile alea. Da, mulțumesc, Stevie, pentru participare. Aici se încheie emisiunea Bucovina Retrospectiv. Rămâneți alături de noi, urmează știrile Bucovina TV, prezentate de Oana Cocoș. Numai bine!